Oamenii din comuna Vișoara sunt bucuroși că în sfârșit au un drum asfaltat de aproape 2 km care îi leagă de traseul Balatina-Glodeni. Drumul construit prin anii 70 a fost petruit, dar n-a fost asfaltat până în prezent niciodată. Pentru oameni însă acesta este drumul principal. Foarte mulți dintre ei l-au parcurs nu odată pe jos și pe vreme bună, dar și pe vreme rea. Autoritățile au investit peste 1 milion de lei ca să schimbe situația. Astăzi a avut loc recepția unui proiect de succes pentru Comuna Vișoara, care de ani buni n-a mai avut un drum asfaltat. Asfaltarea drumului care leagă Vișoara de drumul național Balatina-Bălți este un proiect realizat din banii veniți din fondul rutier și implementat de Consiliul Raional Glodeni. Valoarea totală eligibilă a proiectului prin care a fost asfaltat drumul care face legătura dintre Vișoara-Glodeni este de 1.400.000 lei. În cadrul raionului Glodeni, noi încă mai avem câteva primării care, de când există satele, nu au avut un drum de acces asfaltat către artiera principală și eu cred că asta este un mare păcat și iată, consultându-ne cu oamenii, consultându-ne cu conducerea țării, am reușit și am obținut totuși anul ăsta ca cel puțin 3 primării din 3 sate din raionul Glodeni să aibă acest drum anul acesta și iată în premieră este drumul de la Vișoara. Drumul de la Vișoara are o lungime de 1 km 350 de metri și cu o investiție de 1.400.000 de lei. Această investiție, de fapt, ce a făcut? Este și una simbolică, pentru că noi, acum, locuind în veacul 21, chiar ar fi bine ca toate satele noastre să beneficieze și de drumuri normale, asfaltate, dar și de multe alte lucruri. Proiectul vine în sprijinul cetățenilor și le oferă o cale de acces mult mai ușoară. Orice proiect de infrastructură care vine să asigure o viață mai bună pentru cetățenii Republicii Moldova este unul important. Deci este o porțiune de drum care valorează 1.400.000 de lei, finanțat din fondul rutier. Dacă doriți, este o abordare nouă care a început din acest an. Din fondul rutier central au fost alocate 400 de milioane de lei pentru drumurile din localitățile din Republica Moldova. Asta înseamnă că, dincolo de reparația drumurilor naționale, internaționale, investim în drumurile în interiorul localităților. Trebuie să mai menționez că, în afară de acest drum, în localitate sunt și alte proiecte. În acest an care vor fi finalizate, este vorba de reparația grădiniților, este vorba de construcția pieductului și aceste lucruri bucură, pentru că pas cu pas obiectivele pe care le-am propus de modernizare a Republicii Moldova sunt realizate. Oamenii spun că se bucură că au un drum mai bun și că în sfârșit s-a reușit acest proiect. Înțelegi că mi-ai gândit, dar cum? Te-ți bucuroși că ai făcut drumul? Numai decât că îmi bucurăm, că e mai ușor la te-ți și la și cu mașinile și căruțele, cu tot. E foarte important pentru sat. Era înainte mai hopuros, dar acum e foarte bine pentru șafiori. Suntem foarte mulțumiți că acum s-a făcut, s-a reînnoit și, de Doamne, să mai facă lucruri. E clar, e bucurător faptul că s-a făcut, dar mulțumim de ce și este, parcă. Față de cum a fost, tot e mai bine. Menționăm că autoritățile au modernizat drumul local, care are o lungime de aproape 2 km, iar valoarea investiției este de aproximativ 1.400.000 lei. Lucrările au constat în balastare, turnarea unui strat de asfalt de legătură și a unui strat asfaltic de uzură.